evaluată situația epidemiologică. Motiv pentru care propunerea este de prelungire a stării de alertă pe încă 30 de zile, păstrând măsurile, toate limitările care au fost până acum rămân mai departe. Adică totul în limită limitărilor care au fost. Dacă vorbim de petreceri de sute de oameni, de mii de oameni în stradă, nu. Eu vă sfătuiesc și chiar personal vă sfătuiesc acest lucru, pentru că colindatul poate să fie câte trei persoane care merg de la casă la casă, dar sfatul este evitați acest lucru, chiar dacă e o tradiție și o înțeleg perfect și o înțelegem cu toți perfect, dar mersul din casă în casă, intratul în mai multe case deodată în aceeași zi și te duci și te întâlnești cu cineva, mai stai un pic, mai scoți masca în casă, mai ieși, mai te duci la altcineva, riscul de infecție crește foarte mult și pentru cei la care ai mers tu și pentru tine care ai intrat în mai multe case sau în apropiere de casă.